Bine v-am regăsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul Agro TV. Buzăul este la un pas de a se declara județ calamitat. După ce săptămâna trecută, directorul Direcției Agricole Buzău a cerut prefectului să ia această măsură, marți a început constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole înființate în toamna anului trecut. Cele mai mari probleme sunt la grâu. Fermierii spun că vor decala sezonul de recoltat. Directorul Cosmin Florea estimează că producția ar putea fi sub 1000 de kilograme la hectar. Administrația locală din Buzău face primele demersuri pentru a declara județul calamitat. Cosmin Florea, directorul Direcției Agricole, a cerut prefecturii să-i ajute pe fermierii care sunt disperați din cauza secetei. Prognozele nu sunt bune și nu ajută pe nimeni. Și așa că vă cer insistent, dacă puteți să faceți un demers privind calamitatea județului, așa cum de altfel vă cer și fermierii. Apelul făcut de directorul Cosmin Florea nu a rămas fără ecou, iar marți, prefectul județului Buzău, Daniel Țiclea, a emis ordinul privind constituirea a 6 comisii mixte de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole înființate în toamna anului trecut, culturi care au fost grav afectate de condițiile meteo ce au condus la apariția secetei pedologice. Din aceste comisii vor face parte reprezentanții ai Autorității Administrației Publice Locale, ai Direcției Agricole și ai Agenției pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Scopul evaluărilor dispuse în teren de prefectul județului este acela de a centraliza rezultatele și a le transmite către Ministerul Agriculturii, în vederea luării măsurilor necesare în sprijinul agricultorilor buzoieni. Culturile de cereale, în special, să nu arate foarte bine și mă refer aici la cele semnate din toamnă. Mă refer la grâu, la orz de toamnă și pe alocuri la rapiță, unde avem suprafețe importante întoarse de rapiță. Și pe rapiță am avut undeva la 25-26 de mii de hectare semănate în toamnă și am mai rămas cu aproximativ 15-16 mii de hectare. Deci undeva la 90 mii de hectare au fost întoarse. Într-adevăr, fermierii au motive să fie îngrijorați de producția viitoare. Se va decala foarte mult sezonul de traierat, de recoltare. În mod normal, cred că cu vreo 2-3 săptămâni se va decala, deci după 1 iunie ne așteptăm să intre combinele la traierat. Din păcate. Ce suprafață de grâu avem și cam cât ar fi compromisă? O suprafață de grâu avem aproximativ cu o oră cu tot și aproximativ 60.000 de hectare. Și este compromisă mai mult de jumătate în această suprafață? Compromisă, să zicem așa, jumate sau 100%, în sensul că dacă fermierii erau obișnuiți cu ani în urmă să obțină 5-6 tone, deci că era o medie de 4-5 tone la hectar, de data asta va fi la jumătate, în unele locuri poate chiar sub 1000 de kilograme la hectar. Problemele din cauza secetei au fost vizibile încă de la cultura de rapiță. În județul Buzău, mii de hectare au fost întoarse, pentru că plantele nu s-au dezvoltat corespunzător peste iarnă.